Bună seara! Mm-hmm. Bună seara! Mm-hmm. Sper că nu știți nimic de numărul albanez. Mm-mm. Să vedem. Ok. Ok. M-am născut prematur pentru că sunt claustrofob. La naștere, medicul s-a dus la tata și a zis că a făcut tot ce stă în puteri și că îi pare rău. Dar copilul a ieșit cu bine. Eram urât. Încă de mic, mama îmi dădea piept cu paiul. În copilărie am zis mamei că vreau la zoo. Ea mi-a zis că dacă o să aibă nevoie de mine, o să vină ei să mă ia. Prima dată când am făcut sex, mi-a fost foarte frică. Eram singur. Glumesc, eram cu Vărul. Bravo, bă. În adolescență aveam un poster cu fetele de la tatu. Am vrut să le iau cu mine la facultate, dar n-am putut să le zăpesc. Apropo, voi când masturbați, tot întoarceți icoanele cu fața spre perete? Nu. Să nu mai faceți așa. Într-o zi, din cauza lui Vărul, a întârziat slujba. Ai... Regret că nu l-am ținut de mână pe bunicul meu înainte de moarte. Era ultima lui dorință, pe scaunul electric. Urăsc pauza asta dintre glume în care eu abia respir, dar voi încă mai vreți. Îmi amintește de prietena mea. Apropo de prietena mea, ne-am despărțit pentru că avea HIV. Ea a suferit. Eu am rămas pozitiv. Mulți mă întreabă ce-i cu fața mea. Ea reprezintă fața socrului mic la o nuntă de gay. În copilărie, tata, după ce se uita la filme de acțiune, mă punea să mă bat cu fratele meu. Mereu mă rugam să nu se uite la porno. Mă, a venit la fel, exact aceeași chestie, glumele scrise pe hârtie, picioarele goale, totul perfect. A avut o primă chestie foarte, foarte bună, a spus, aveți cunoștință despre umorul albanez. Da, dar mi se pare că glumele au fost mult mai cretine decât prima oară. Bine te-ai întors. Mi se pare că ai evoluat. Mulțumesc. Ce te uiți cu figura aia de killer? Că acum n-ai o figură de socru mic, cum ai spus la o nuntă de gay, acum ai o figură de killer. Te-ai uitat la mine cu figură de killer? Nu. Nu? Nu. Bă, da, tu așa ești tot timpul? Da, asta vreau ești să acum? Trebui, crede-mi. Exact asta. Așa sunt eu tot timpul. Fix așa? Fix așa. Așa? Da. Dar cum zâmbești tu când ești cu o fată, cu iubita ta? Vă duceți la copilă? Evident că nu sunt așa tot timpul, doamna Delia. Mă, uite-mă că am viat, cât de simpatică. Băi, foarte mult m-am bucurat că s-a întors Dima. E un înger de copil. Ai iubită? Poftim? Ai o iubită? Două, trei? O prietă? Nu. Ai... Sex? Da. Faci. Ultima dată? La nuntă. Două săptămâni în urmă. Două săptămâni? Hai, filiu. Ți-a plăcut, mă? A? Ți-a plăcut? Foarte mult. Vă mulțumesc mult.